Acest program este susținut de Aqua Carpatica, gustul purității. Apariție spectaculoasă la Mădălin Ionescu Show. Mircea Radu, omul care a făcut furori în televiziune, iubit de milioane de telespectatori, dar mai ales de milioane de telespectatoare, face anunțul momentului. După o perioadă fără o prezență constantă pe micul ecran, Mircea va dezvălui în premieră ce a făcut în ultimii ani, cum e să fii soț și tată cu normă întreagă, dar și ce mega proiect a pregătit pentru telespectatorii Metropola TV. Doamnelor și domnilor, începe o ediție Mădălin Ionescu Show de colecție. Chiar așa și este, doamnelor și domnilor, bună seara! Într-adevăr, în acest moment îl văd perfect, foarte prezentabil ca de obicei, bronzat, elegant pe Mircea Radu, pe care îl salut. Bună seara, Mircea! Bine ai revenit sau bine ai intrat și în emisiunea mea, bine ai intrat în grupul acestei, în colectivul acestei televiziuni. Ce faci? Cum e pe la Londra? Înțeleg că ești la Londra acum, nu? Da, sunt la Londra și hai să iau pe rând. În primul rând, sigur, îmi face o mare plăcere să stau la discuție cu tine, pentru că suntem vechi, atât în meserie, cât și bun prieten, cred eu. În al doilea rând, regret că nu sunt acolo, în studioul Metropola, să fiu lângă tine. Studio este foarte frumos, foarte utilat, foarte nou. Și una este când stai de vorbă cu omul față în față și alta este când suntem la mii de kilometri depărtare. Da, descurcăm, suntem băieți mari. N-aș băga-o pe aia cu, vaccinul, cu vaccinații, că în perioada asta nu mai știi dacă e bine sau rău. Da, trecem peste. Da. Băieți mari și vaccinați. Da, sunt la Londra. Acum este ora 7:03, pentru că suntem cu două ore în urmă aici. M-am întors de la două filmări astăzi. Da, da. A fost foarte bine și am probat și le spun acum și telespectatorilor tăi care au drum la Londra sau se duc pentru prima dată în Londra. Am probat vorba aia că în Londra să nu ieși din casă fără umbrelă. E pe bune. Adică azi dimineață când am plecat la filmare la ora 8:30, era soare. Soare. Bine, cu dinți. 14 grade, 15 grade, dar soare. Fără pic de nor. Până la ora 12:30, în timpul celui de-a doua filmări, a început să plouă. Bă, da, ploaie. Aici spun raining cats and dogs. În traducere, plouă cu... plouă cu câini. La noi este plouă cu găleata. Da, plouat cu găleata ore. La urmă, hai să te scot din starea asta, care nu e chiar una foarte plăcută la Londra, până te obișnuiești cu clima, mai ales dacă e și probleme cu tensiunea, nu e chiar cea mai frumoasă destinație. De ani de zile stai mai mult la Piatra Neamț. Uh-huh. Elegant, discret. Puțini oameni știu practic cum s-a derulat viața ta după episodul din Dragoste, chiar dacă ai mai avut câteva apariții TV, nu constante, dar au mai fost. Și au fost menționate în presă, mai fidel sau mai puțin fidel în raport cu ceea ce s-a întâmplat. De la Din Dragoste s-au mai schimbat câteva lucruri. Nu mai ești burlac, adică ești foarte căsătorit. Da. Ai doi copii, o fată și un băiat. Și voiam să te întreb cum e după 10 ani de la căsătorie. Cum ești? Arăți foarte bine. Acum nu știu dacă are legătură cu asta sau ai tu niște trucuri, niște rețete ale tale. Mulțumesc foarte mult să mă vezi în realitate. Da, bine. Te-am mai văzut, da. Te văd cântând tu. Nu știi, auzi, de-mi fii atent, mi-a spus, apropo, mi-a zis un tip, m-a văzut la filmări și după aia a venit la mine și a zis, el a vrut să zică cumva că arăt mai bine în realitate decât la televizor și zice, arătați mai bine viu. Bun. E okay. Acum e, să e okay, din nou să le să le iau pe rând. Da, de la după ce s-a terminat emisiunea Din Dragoste, am cunoscut-o pe Raluca, care este un foarte bun
doctor diabetolog și dincolo de asta este o femeie foarte deșteaptă și foarte organizată, care cumva mi-a pus viața în ordine. Am doi copii, așa cum spuneai, Clara, care este cea mai mică, acum în imagine este Tudor când era micuț, da. Tudor care are 10 ani, Clara care are 7 ani și sunt... Ăsta mic chiar are aerul tău. Spuneai da, ăla. Da, chiar are aerul tău. Seamănă cu tine, da. Acum nu știu dacă va alege televiziunea, nu știu ce pasiune are, ce hobby-uri, ce vezi tu, e prematur totuși. Da, nu știu ce să spun. Are șanse. Da, nu știu ce să zic. Este un băiat frumos, dar seamănă, cred că seamănă foarte mult cu Raluca. Raluca este o brunetă cu ochi negri. Da. Și Tudor seamănă un pic cu ea. Clara seamănă cu mine, care are ochii verzi. Și... Da. Dar apropo de ce spuneai tu, dacă o să mă urmeze în televiziune sau nu, în primul rând este prea devreme să spun că nu știu. Și în al doilea rând, eu învăț acum pe ei, cumva, îi învăț ce este viața. Nu ce să facă, cum să facă. Și nu mai știu ce. Ce vor dori, aia să fac. Este foarte important. Sunt convins că ești un tată foarte prezent, dar cum e să fii soțul unui medic, diabetolog? Zici că este foarte ordonată și că ți-a făcut cumva ordine în viață, nu că ai fi fost... Erai cam pe drumuri, într-adevăr. Și obișnuit așa să ai o viață de borlac. Acum nu știu cum o privești așa retrospectiv. Dar cum e să fii soțul unui medic? Care sunt dezavantajele, care sunt avantajele? Dezavantajele... Nu cred că e vreun dezavantaj. În schimb, avantaje sunt foarte multe. În momentul în care o iau la vale cu mâncat mai mult sau stat prea mult, adică neieșit zilnic să fac niște pași sau nu știu ce, nu neapărat îmi spune, dar suficient să aducă vorba sau și îmi dau seama că nu e în regulă. De altfel, tu știi foarte bine că atunci când ne-am întâlnit ultima dată, noi doi, acum vreo două luni și am mâncat împreună, vorbeam despre profesia asta noastră de prezentator de televiziune, care nu-ți dă voie să mănânci cât ai vrea, să bei cât ai vrea, să duci o viață, nu știu, mai înclinată către... Pentru că toate, dar absolut toate, se pun și se văd. Da, este corect ce zici. Înseamnă că știe să nu fie prea intruzivă. Înțeleg că doar îți spune și... Bă, dar cum... Știi că alții ar spune, bă, cum a reușit să-l îndepărteze de mediul ăla în care milioane de femei suspinau după el, cum a reușit să construiască împreună cu el o familie excepțională, cum a reușit, de ce ea, de ce ți-a adus Raluca în viață? Pentru că ai fost atâta timp, nu, să nu folosim termen de genul ăsta, idol sau visul multor femei din România. Ce a avut Raluca și nu au avut altele? Ce ți-a adus în viață Raluca? Dincolo de calitățile ei pe care ți le-am spus mai devreme și astea sunt numai două, ea are foarte multe calități. Știi ce se întâmplă? În viața oricărui om, viața oricărui bărbat, da? Vine un moment în care ai vrea să te așezi. Pur și simplu, da. Pur și simplu simți nevoia asta. Și ea a venit la momentul acela. Nici o filozofie. Așa s-au întâmplat lucrurile. Este foarte bine că s-au întâmplat așa și cu asta basta. Erai deja, da, corect, înțeleg foarte bine ce spui. Erai după mulți ani de peregrinări, de călătorii prin țară.
Dă povești unele adevărate, altele nu, pentru că presa de multe ori înflorește niște situații, așa știm cu toții. Și s-a întâmplat să fie. Bănuiesc că de atunci de când ai zis că te-au atras ochii negri și dinții, că am citit că și dinții, s-au mai adăugat multe calități, ai descoperit multe calități. E important ce ați construit împreună, ce ați realizat. De ce te-ai mutat la Piatra Neamț, pentru cei care încă se întreabă? Acum 4 ani, Raluca a avut o oportunitate profesională. Iar eu, atunci, cum am și acum, meseria mea îmi dă voie să filmez oriunde. Adică mie doar trebuie să-mi dai un telefon înainte și să-mi zici, uite, săptămâna viitoare am vrea să filmăm în satul mare. Poți să vii? Și eu spun dacă poți să vii sau nu. Dacă poți să vii, eu mi-am luat hainele, mi-am pus acolo în bagaj și am plecat la satul mare. Și filmez. Și mă întorc. Deci pentru mine nu este neapărat legarea de glie, ca să înțelegi, da, știi? Da. Ori, Raluca, având acea posibilitate, acea șansă, am discutat împreună, în bucătărie, pentru că nu e așa, bucătăria este camera suflet a oricărei familii, da? Exact. Exact. În bucătărie am stat acolo la povești și am zis, băi, o facem, hai! Și am plecat la Piatra. Atenție! Asta nu înseamnă că noi am plecat definitiv din București. Nu, nu. Există planul de a ne întoarce în București. Dar Raluca trebuia să facă lucrul ăla și eu am fost umăr lângă umăr cu ea. Asta e tot. Aveți 10 ani împreună. Nu știu cum, nu știu, 10, mai mult de 10 ani împreună, că de 10 ani sunteți căsătoriți. În 2013 v-ați căsătorit. Cum este ea în raport cu renumele tău de mare cuceritor? Adică e geloasă? Dimpotrivă. A fost... Asta. Ia, te rog. Asta ar fi fost o nenorocire. Adică să fii geloasă pe succesul pe care tu spui că eu... Ai fost declarat cel mai sexy Star TV din România de mai multe ori. Acum n-are rost. Da. La un moment dat mi s-a întâmplat și mie dintr-o greșeală la niște ani după ce ai fost declarat tu, dar astea sunt erori, știi, ale... Eu cel puțin pe linia aia n-aveam ce să caut. Dar asta zic, deci nu e geloasă. Ar fi fost o greșeală dacă era, nu? Asta zic. Nu, da, sigur. A fost o catastrofă să fie. Nu, dar ți-am spus, este un om foarte deștept. Și asta mi-a aduce aminte de o scenă, pe bune, am citit-o, în care, sigur, păstrând proporțiile, dar ca poantă e foarte bună, dă-mi voie, durează 30 de secunde. Te rog. Tom Jones, da? Tom Jones la apogeul carierei, anii 70, și bărbat bine, și fără burtă, și când deschidea gura și vorbea, era tatăl taților, vocea vocilor. Bun. Și căsătorit cu aceeași femeie, și acum e căsătorit cu aceeași femeie, și a întrebat-o un reporter pe doamna Tom Jones. Doamnă, dar nu vă supărați că vă întrebăm. Dar dumneavoastră nu vă... Ce simțiți atunci când în soțul dumneavoastră se aruncă cu bikini pe scenă? Și soția lui Tom Jones i-a zis, domnule, eu n-am nicio problemă dacă pe el nu-l deranjează. Păi el nu... Bun. Păi el nu l-a deranjat. Așa și povestea asta cu soțiile bărbaților celebri. Dacă ești o femeie deșteaptă, privești cu umor toată povestea asta sau privești cu înțelegere toată povestea asta. N-ai de ce să te... Cum? Ce să te super? Să te super pe ce, până la urmă? N-ai de ce. Un palmares. Palmares e palmares. Vorba ta, atunci când ai început relația cu ei, erai un bărbat experimentat. Asta e. Și profesional și din alte puncte de vedere. Și asta este mai bine pentru familie. Am vorbit despre calitățile ei, am vorbit despre copii foarte puțin. Cum e școala pentru ei acolo în Piatra Neamț? Este... Din păcate nu am cum să compar cu o altă școală, pentru că ei sunt aici la școală la Piatra Neamț
încă de când au făcut primii pași. Da. Este absolut în regulă, este o școală de stat, este o școală cu învățători buni. Da, deci școală de stat, școala în general la Piatra Neamț era o școală foarte bună, a fost un oraș cu tradiție. Foarte mulți ani. Acum, nu știu ce se mai întâmplă în provincie în general. Și eu provin dintr-un oraș în care se făcea carte. Sistemul românesc de învățământ e cumva în criză, dar încă mai produce vârfuri. Te întreb... Există... Așa, te rog. Există în continuare licee de renume aici în Piatra, în Piatra Neamț. Există Petru Rareș, celebrul liceu Petru Rareș. Valeriu Lazarov a făcut Petru Rareș în anii 50, de exemplu. Nu știam. Există Hogaș, foarte bun liceu. Există liceul de informatică. Deci, dacă știi cum e până la urmă? Dacă vrei să înveți carte și părinții te pun pe calea aia care trebuie, atunci înveți carte. Știi? Apropo de părinții care își pun copiii pe direcția potrivită, cum ești ca tată? Am citit, habar n-am dacă este declarație reală sau nu, că ești, nu ești nici un tată permisiv, dar nici un zbir cu ei. Nici nu ți se suie pe cap. Cum ești ca tată? Cum se derulează relația cu ei? Știu că ești foarte prezent în viața lor. Acum ești după perioada în care le-ai lipsit, probabil? Este o declarație reală. Cuvânt cu cuvânt, la virgulă. Într-adevăr, da. Așa este. Nu sunt un tată permisiv, pentru că... Adică ce? Le faci program? Ce, le interziști lucruri? Ce, cum vezi? Cum e relația asta? Da. Uite, de exemplu, eu le interzic de luni până vineri. N-au voie pe ecrane. Pe ecrane, adică pe telefon. Pe telefoane. Pe telefoane, tablete, nu știu ce. Nu, n-au voie. A, da, vineri, după ce a terminat școala, poate să stea pe gadgeturi, pe nu știu ce, și sâmbătă și duminică, dar nu vreau telefoanele să controleze viața copiilor mei. Repet, sigur că îi las, mai ales pe Tudor, îl las, este normal, nu poate fi un picat din 1980 de când am copilărit eu. Nu, evident că știe cu telefoanele, știe bine, dar nu să stea toată ziua, bună ziua, cu ochii în telefon, pentru că nu este normal, nu este sănătos. Da, okay. Caut să facă mult sport, să duc la not, Tudor se duce și la fotbal. Important este să iasă cumva, pentru că aminteam de copilăria mea și a ta, era afară, stăteam afară, aer curat, ne juleam în genunchi, jucam fotbal, nu știu, făceam lucruri de genul ăsta. Așa trebuie să facă și ei, așa gândesc. Apropo de adică dacă asta, stai... Dacă Tudor alege să fie sportiv, nu știu, vrea să fie se alege să fie fotbalist, la un moment dat, te trezești într-o situație asta, cum ai reacționa? Tot în regulă, sigur. Deci, e vreun rău să fie sportiv? Nu, dimpotrivă. Pe vremea noastră era. Părinții mei, de exemplu, ar fi suferit enorm dacă aș fi ales să fac fotbal. Că m-am dus la un moment dat la Chimia Râmnicu Vâlcea când avea echipă de juniori. Și eram vitezist, trăgeam bine cu ambele picioare, cu efortul. Nu prea îmi plăcea să fac efort fizic, genul Dobrin, așa. Da. Dar pe vremea noastră era cartea, frate. Deci, cred că mi-aș fi luat-o pe cocoașă, deși tata n-a dat niciodată în mine, dar ca idee, așa, metaforic cel puțin. Pe vremea noastră nu era chiar ok. Acum e altceva. Da. Este foarte adevărat. Numai că această decizie nu vine de pe zi pe alta. Tu, între timp, vezi carnetul de note, nu? Da. Adică vezi când o ia aiurea așa și nu-l lași să bată câmpii și la propriu și la figurat. Ideea este că da, sigur, mergem la antrenament, facem fotbal, mergem la bazin, facem în not, dar cartea trebuie să fie pe primul plan. De asta se știe în familia Radu. Cartea pe primul plan. Înțeleg că și soția a învățat foarte bine în facultate și a terminat-o cu note foarte mari.
E de înțeles. Și oricum, cartea îți dă întotdeauna, pentru cei care încă nu au descoperit treaba asta, îți dă putere și îți configurează mult mai bine personalitatea. Pe undeva îți dă un ascendent și asupra, în tot felul de situații, și asupra altora, dacă urmărești astfel de scopuri. Apropo de pasiuni, ai rămas cu fotografia? Mai fotografiezi? Am înțeles că ai una nouă, grădinăritul, sau e o invenție de presă? Nu. Povestea aia, să știi că a plecat de la o fotografie. Eram eu în curte cu un copăcel pe care îl plantasem, știi? Și Raluca, hai să-ți fac o fotografie. Și a zis ok. Și a făcut fotografia aia cu copăcelul, știi? Așa. Și după aia am pus-o pe social media, pe paginile mele de Instagram, de Facebook, de nu știu ce. Și după aia a preluat-o presa și cineva a spus că este Mircea Radu pasionat de grădinărit, nu știu ce. Dar nu m-a întrebat dacă sunt pasionat sau nu. Adică îmi place, da, dar nu sunt pasionat. Adică e o diferență, e prea mult, știi? Da. Atunci, așa, de gătit? Fotografiez, da, gătitul. Asta știu că asta. Ce Dumnezeu. Mădălin, cu prima ocazie vreau să veniți la noi. Așa. Și să vă fac, voi declar public, da, fac cele mai bune paste din lume. Deci ai o meserie asigurată la un moment dat, dar încă eziți să-ți deschizi restaurant sau... Ai avea succes. Deci faci paste cu ce? Cum? În ce fel? Cu ce vrei tu. Adică fac și cu sos de roșii, fac și cu busuioc și cu și orice fel de paste, tagliatele, pene, arabiate. Deci sunt cel mai bun. Asta da pasiune. Mm-hmm. Mai nu se vede, nu se vede pentru că ți-am spus, ai alergat mult în perioada alerg. Asta. Ai vreo două luni, da, ai vreo două luni de când te-ai băgat, cât ai Mircea de când ești plecat? Primul rec s-a dat pe 29 iulie. Eram în Nürnberg, ploua cu găleata, da? Deci aproape două luni. Două luni. Perioada în care familia, copiii, cum au reacționat? Cum ești în raport cu treaba asta? Beneficiem din plin de tehnologie, în sensul că seara, cât de târziu se poate, o sun pe Raluca și Raluca face un FaceTime și ne vedem și ne spunem ce am făcut peste zi și cam asta. Da, bine, nu intru în foarte multe detalii, că bănuiesc că știu că ești prea discret, bănuiesc că ți-a fost dor. Ai dat click, ați dat clac, cum zici tu, acum două luni la Nürnberg. Uh-huh. Am văzut secvențe din aceste filmări. E un proiect curajos. Să treci de la, sigur, tot o caravană, o chestie interesantă, un arc peste timp, de la Din Dragoste, sigur, acolo unde s-au lansat și personaje care între timp au făcut epocă în showbiz, așa, între noi fie vorba, nu știu dacă îți mai amintești. Eu să nu-mi amintesc, bă, da, să știi că cu memoria asta o excepțională. Bianca Drăgușanu sau mai știu ce, la un proiect foarte puternic, la care mă gândeam și eu la un moment dat. Sunt în acest moment, citeam o declarație a unui secretarului de stat din Departamentul Românilor de Pretutindeni, sunt, potrivit unor estimări, nu în mod oficial, vreo 8 milioane de români care trăiesc în afara țării. Practic, a doua Românie se află în afara țării. Sunt vreo 6 milioane care trăiesc în mod oficial, înscriși în acte, cu actele la purtător, tot în regulă, și vreo 2 milioane care ar sta fără forme legale, dar care sunt și ei pe acolo. Mi se pare, cred că suntem singura țară din lume, subliniez acest lucru, singura țară din lume în care se întâmplă așa ceva, mă refer strict la numărul populației, o atât de mare diasporă în afară, în procente vorbind. Dacă într-adevăr sunt 8 milioane în afară și în țară, nu sunt 19, așa cum ni se spune, sunt mai degrabă 15-16, o treime dintre români, dintre români sunt în afara țării, mi se pare enorm. 30%. Este o chestie... și cu ei te-ai întâlnit, te-ai dus la ei. Nu știu dacă privesc cu mânie pe țară. Ești deja după două luni. Ai fost prin vreo 20 de orașe, înțeleg. Uh-huh.
Am fost cam prin 20 de orașe, cred că prin 10 țări. Acum, introducerea pe care tu ai făcut-o merită feliată, pentru că tu ai spus acolo multe chestiuni importante, interesante și aș vrea să vorbim despre fiecare felie din această introducere lungă pe care tu ai făcut-o. Acum, ți-aș răspunde la întrebarea care a încheiat introducerea, dacă românii privesc cu înapoi cu mânie, cum era titlul exact. Filmului. Vreau să zic următoarea chestiune și ar fi bine ca multă lume să se uite la noi acum. Mă refer și la cei care decid. Exact. Exact. Absolut fiecare român cu care am vorbit sau cu care m-am întâlnit suferă după România. Nici de cum nu se uită nimeni cu mânie înapoi. Se uită cu dor, cu drag și cu senzația că ar vrea să mute munții din loc dacă ar putea. Aici e problema. Bun. E important ce spui. Dacă ar putea, ce îi împiedică cel mai mult, ce crede că îi împiedică cel mai tare să se întoarcă? Sunt unii care au plecat din anii 90, alții în ultimii ani. Care mai e percepția lor despre ce se întâmplă la noi? Sunt două chestiuni aici, da, în ce ai spus tu. Prima chestiune este că este foarte greu sau imposibil ca unor oameni care au plecat în străinătate și au făcut un rost și au adus soțiile sau soții și au făcut o familie aici, au făcut copii, au crescut copii aici, este foarte, foarte greu să nu ne îmbătăm cu apă rece și cu aiurel, că viața e asta, reală. Nu. Este foarte greu să-i aduci înapoi în România. Dar, pe de altă parte, există un exemplu pozitiv. Acum 100 de ani, din Italia, au plecat către America, da, au traversat tot ce au plecat în America, niște oameni care aveau numele de familie De Niro, Pacino, exact, Scorsese, DiCaprio. Toți acei oameni au născut copii, care au născut alții, care au născut la rândul lor copii, care acum sunt oamenii pe care toți îi cunoaștem. Ce este important este că măcar dacă i-am pierdut pe aia, pe tații acestor copii, important este ca acei copii să nu uite de rădăcinile lor românești. Asta este important și să știi că tradițiile, din ce am văzut eu, din ce am filmat și ce am văzut eu, o să vedeți și voi, pentru că totul este la vedere. Noi am filmat și o să dăm pe post, pe Metropola TV, povestea asta, poveștile astea. Ideea este că se păstrează tradițiile. Nu am întâlnit niciun român care să zică, avem copii, dar noi acasă nu discutăm în limba română, discutăm în italiană sau în spaniolă sau undeva. Nu, toți românii vorbesc cu copiilor în limba română. Da, mi se pare foarte important ce spui. Uite, avem și două prezențe în platou. Mă grăbesc să-i salut, secretarul de stat Gheorghe Florin Cârciu, șeful de la Departamentul Românilor de Pretutindeni. Bună seara! Bună seara! Bine ați venit! Sorin Constantinescu, un prieten al emisiunii, antreprenor celebru, faimos, îl știți cu toții, a fost considerat tăticul jocurilor de noroc din România. Bun. Călătorește des, se întâlnește cu români de peste tot, vede realitățile, le simte sufletul, simte sufletul românilor. Domnule Cârciu, spuneați că sunt vreo 8 milioane, vorbeam cu Mircea mai devreme. Aproximativ 8 milioane de români în peste, afară granițelor, fără comunități istorice. 8 milioane de români înseamnă, cum să zic, sunt niște date care depășesc populația multor țări din Europa. Deci, practic, o altă Românie în afara țării
Am făcut o serie de cercetări prin presă și dacă datele sunt corecte, informațiile sunt corecte, românii ăștia au trimis vreo 65 de miliarde de euro din 2007 până acum, reprezintă principalul investitor al țării și cu toate astea, de când s-a întâmplat povestea asta, niciunul dintre ei sau foarte puțin dintre ei au fost cooptați în echipe guvernamentale. Experiența, know-how-ul lor, parcă ne este, ne împiedică, ne deranjează. Li se pare sulfuroasă povestea asta oamenilor politici din țară. Cu o deschidere care se întâmplă acum, cu excepția acestei deschideri și cu mici, să zicem, cu excepția unor mici episoade care s-au întâmplat în anii precedenți, nu s-a petrecut mai nimic spectaculos din punctul ăsta de vedere. Îl am pe Mircea aici, o să apelăm la toată experiența lui din acest moment, pentru că are impresii proaspete. De ce nu se întâmplă? Avem un român care e săr la Londra, a construit un cartier financiar acolo. Nu l-a băgat nimeni în seamă în toți anii ăștia. În afară de presă care își mai amintește din când în când că avem români excepționali. Avem nu știu câți CEO de companii mari. Unde sunt? De ce nu-ți luați și în țară, cooptați, făcuți miniștri? Spuneți-mi dumneavoastră. Avem oameni frumoși peste tot. Avem români minunați în lumea întreagă care au reușit. Români care confirmă, români care ne fac cinste, adevărați ambasadori. Întrebarea este, trebuie să și dorească, în primul rând, pentru că să știți că nu e simplu să faci politică și trebuie, în primul rând, curaj. Mai ales nu doar curaj. Nicio faptă bună nu rămâne nepedepsită. Cred că peste tot în lume e la fel. Oare? Cu siguranță, mai mult sau mai puțin. Atâta invidie ca la noi mai există și în alte părți? Cred că există și mai mult, depinde cum o măsurăm. Aveți experiența asta, știți cum e și în afară? Putea spune cu siguranță. Dar sunt mulți români pe care i-am auzit din afară, domnule, nu m-aș băga, domnule, să vină DNA-ul peste mine, să vină... Ați dat niște cifre vis-a-vis de câți bani au dus românii în România. Sunt mult mai mulți decât cei 65 de miliarde și o să vă spun de ce. Anul trecut, în 2022, oficial, din statisticile Băncii Mondiale, românii din afara granițelor au trimis 11,2 miliarde de euro într-un an de zile. Prin bănci. Bani contabilizați totul, categoric. Totul la... Deci vorbim de cel puțin o sumă dublă lângă cei care vin în buzunarul românilor atunci când vin acasă și putem număra în lunile august de Sfintele Paști, de Crăciun, Revelion, mare parte a românilor din cei 8 milioane, 2-3 milioane de români care se întorc în toată perioada asta acasă, care trăiesc și în România și aici și acolo. Domnule, și e clar că discutăm de alte sume. Aproape 20 de miliarde de euro, o estimare, iată, pe care o primim de la Secretarul de Stat, de la Departamentul Românilor de Pretutindeni, bani pe care îi trimit românii în țară. Da, hai să revenim un pic. Fii atent, Sorin. Te rog. Apropo de ce zicea Mircea mai devreme. Da. Ar fi bine ca, mă rog, copiii acestor emigranți, e prima generație, da? De emigranți. Deja a doua, știi? Să nu-și piardă rădăcinile românești. Banii ăștia nu vor mai veni în țară. Pentru că ei își vor face familie acolo, dacă rămân acolo și nu-i atrage nimeni înapoi și nu vor mai trimite bani. Clar. Că nu vor mai avea cui. După cum știu, eu sunt foarte viral pe rețele de socializare, am peste 1 milion de urmăritori pe toate rețele împreună, din care 40% sunt români din diaspora, adică Anglia, Canada, SUA, Italia, Spania, cam ăștia sunt cei mai mulți. Adică socotind la 1 milion, 400 de mii. În fiecare zi primesc 20, 30, 50 de mesaje de la români din diaspora care nu sunt foarte fericiți și s-ar întoarce mâine în țară dacă ar ști că sistemul s-ar schimba și că n-ar mai fi atâta corupție și că s-ar pune preț pe valoare. Că tu ai spus, domnule, de ce nu vine la să meargă, care expertiză, a lucrat acolo 20 de ani, a făcut aia? Pentru că nu are nicio șansă în sistemul ăsta corupt și putred să ajungă într-o poziție executivă în care ar putea să schimbe ceva. Adică eu am pățit pe propria piele că am fost la guvern ca să pun umăr acolo când a fost Orban prim-ministru și n-am fost lăsat să fac absolut nimic. Adică clasa politică sau cei din funcții executive nu sunt interesați să se facă ceva bine pentru țară, pentru buzunarul propriu, pentru buzunarul de partid și pentru amante, cumnați, neveste, după cum știi. Și s-a făcut statistică oficială de către presă, 70% din Consiliul de Administrație de la noi din țară sunt compuse din amante și neveste. Și atunci omul când vede chestia multe asta... Multe amante, suntem o țară de amante. O țară de amante. Mi-e greu să cred totuși că statistică... Uită-te, te rog, Bădălin, pe Loteria Națională... 70%? Uite pe Loteria Națională, Consiliul de Administrație, uite pe Tarom, pe Consiliul de Administrație, uite pe firmele de stat pe Consiliul de Administrație și vezi ce expertiză oamenii ăștia au, ce studiau. Sunt păsărici de astea care sunt pe 7 funcții, șefă de cabinet la Senat și în același timp și șefă de cabinet la Minister și în același timp și membru în Consiliul de Administrație, probabil. Nu știu ce. Da, probabil, da.
Chiar am fost la Senat acum de vreo săptămână sau două, chiar când se termina programul, și au ieșit una după alta vreo 30 de păsărici. Am crezut că am ajuns la cabaret undeva, cu fusta până la chilos și cu țâțele pe afară, care sunt asistente senatoriale, șefe de cabinet și așa mai departe. Și atunci omul când vede și, bă, am muncit 20 de ani afară, mi-am construit un statut, un ceva, cum să mă întorc în țară, unde să mă întorc sau ce să fac, ce șansă am aici? Ok, reținem ideea asta, ne întoarcem la Mircea Radu. Domnul secretar de stat a zâmbit. O să vă întreb și de ce. Probabil că nu prea e de acord cu toată expunerea, dar pe de altă parte știu că e un om sincer și aștept un punct de vedere pe tema lansată de Sorin Constantinescu. Mircea, te-au primit cu foarte mult drag, am văzut. Mulți dintre românii care te-au prins în țară ca prezentator și care acum au reușit dincolo. Care sunt poveștile care te-au impresionat cel mai tare? Atât cât poți să dezvolui în acest moment. Da, m-au primit cu foarte mult drag și și aduceau aminte. Probabil, în mod sigur, făceau legătura cu emisiunea Din Dragoste, dar mai mult decât atât, făceau legătura cumva cu România. Asta este clar și am simțit și am și vorbit cu ei despre chestiunea asta. Făceau poze, făceam poze împreună și ce era amuzant era că unii dintre ei și aduceau și copii în poză, copii care erau foarte mici, care habar n-aveau cine sunt eu și de ce îi trage taică-su să-și facă. Am experimentat cumva senzația Rolling Stones. Am înțeles de ce la trupele Rolling Stones se vine cu nepotul, vine cu bunicul și așa mai departe. Da, tare. Cât despre despre poveștile despre care tu mă pui să spun, toate poveștile sunt impresionante. Pentru că uriașa majoritate a românilor care au plecat, n-au plecat de drag. N-au plecat că stăteau în puf și hai bă să vedem și noi cum e. Mergem în Germania, în Italia, în Londra, nu mai știu pe unde. Nu, au plecat de foame. Au plecat pentru că vroiau să facă un viitor mai bun și viitorul lor mai bun nu era în România. Despre asta e vorba. Dar au reușit. Dar repet și cu asta închid, repet o chestiune care este esențială. Nici unul dintre acei români cu care eu m-am întâlnit și am vorbit, că erau în Germania, că era în Italia sau în toată Europa, nici unul nu vorbea de rău România. Ori ăsta poate fi un punct de plecare într-o discuție care trebuie să existe, adică este obligatoriu să, că până la urmă eu asta am în minte când lucrez aici la emisiunea asta și cu tot colectivul ăsta cu care lucrez, toți gândim așa. Trebuie să existe un început în ceva. Nu? Nu știu, au fost niște tentative până acum, despre asta vorbeam și cu domnul secretar de stat. Știu poveștile, știu că au plecat unii cu 5 dolari sau 5 euro în buzunar, 5 mărci, alții cu nimic. Au ajuns, în schimb, să aibă magazine, să aibă business-uri, să fie directori, să fie personaje chiar în presă. Avem și prezentatori de TV în afara țării. Avem oameni nobilați. Avem sigur și români care joacă alba neagră pe la Paris, care mai sunt arestați, încă mai sunt și de ăștia, cum s-a întâmplat în iunie. În iunie, nu știu dacă te-ai întâlnit și cu poliții care joacă alba neagră. Da, de acord. De acord cu tine. Românii noștri sunt foarte bine văzuți în străinătate. Românii noștri sunt foarte harnici, sunt foarte deștepți, sunt foarte orientați. Știi? Atunci când au pentru ce să lucreze, nu? Dar, repet, degeaba ești deștept, te pricepi, ești harnic, dar îți trebuie și cumva niște căi prin care tu să poți demonstra toate calitățile astea extraordinare important pe care le ai. Uite, acum când mergi în Italia nu mai vezi chelneri români. Foarte rar. Eventual mai găsești șef de restaurant sau șef de sală. Au înaintat. Mai sunt. Au evoluat. Mai sunt. De mai toate apar. Tipurile. Mai apar. Să știți că fiecare... Ne vin alții din urmă. Au venit asiatici și se schimbă un pic și acolo lucrul ăsta. Românii deja au niște ani buni acolo și și-au făcut un rost, mulți dintre ei. Deci toți au expertiză, au experiență. Sunt și în continuare elemente toxice, negative, din cauza cărora suferim toți ca imagine. Dar s-a schimbat un pic percepția, este adevărat. Am ajuns noi, românii de acolo, de exemplu, spun despre francezi că sunt leneși,
despre italieni că sunt cu dolce farniente pentru că închid, și închid magazinele la 12 și mai revin pe la 5. Aia, ca pe și la 5. Grecii, unii, ca și spanioli, unii stau ca 5 și... ore. Deci nebunești când te duci în orașele lor vara. Bă, nu se deschide magazinul de la 1 la 5 după amiază. Da. Deci permit chestia asta și trăiesc bine, da? Întreabă-l pe Mircea, că dacă românii ăștia care, într-adevăr, am și o casă în afară și stau multă perioadă pe an în petrec în afară țări în Spania, într-adevăr, sunt oameni deștepți, oameni frumoși, oameni cinstiți, de ce nu se întorc în țară? I-a întrebat dacă de ce nu se întorc în țară, adică le-ai pus întrebarea asta, Mircea, de ce nu se întorc oamenii în țară înapoi? Mircea. Pentru că dacă nu ești pe pământul tău, nu ești așa de fericit și nu ești împlinit dacă nu ești în țara în care te-ai născut. Asta spunea Mircea, că s-ar întoarce în țară, dar nu văd. Am spus mai devreme, zis mai devreme. Probabil că n-am fost eu în studio aici. Te întoarce, spune, mai e ceva pentru... Și a spus, băi, m-aș întoarce și mâine, m-aș întoarce pe jos, s-a exprimat unul dintre cei cu care am discutat. Băi, pe jos m-aș întoarce. Dar nu risc. Deci problema este undeva, de ce? Nu la risc noi. Din cauza cui? Că uite, domnul secretar de stat aici. Din cauza... cui? Instabilității, instabilități economice. Deci uite că se schimbă taxele de o zi pe alta. Suntem singura țară din Europa care mărește taxele în perioada de recesiune. Nemții au scăzut taxele acum și cui mărim taxele? La ăștia mărâți, la ăștia mici, la întreprinderi familiare, la întreprinderi astea mici și mijlocii. În anul întâi de facultate, la ASE, înveți un lucru esențial. Nu în perioada de criză, reduci fiscalitatea ca să scoți toți banii la suprafață din buzunar sau banii negri, ca să dai un boost economiei. Și în perioade de... Sunt oameni care n-au nici cele mai elementare noțiuni de macroeconomie. Crește un pic taxele că se pot. Și atunci omul nu are stabilitate, nu are siguranță, pentru că eu ca om de afaceri îmi fac un plan de afaceri în care spun, bă, mă costă TVA-ul atâta, mă costă impozitul pe profit atâta, taxa pe dividende atâta, investesc atâta, îmi iau creditul ăsta, că mi-l amortizez și îmi dau rate la bancă. Și după ce mi-am făcut planul ăsta și mi-am deschis business-ul, după 3 luni vine... Bun. Domnul secretar de stat, știți toate problemele astea, nu cred că e nicio surpriză. Asta spun românii, asta vede Mircea. Mulțumim la asta, sigur. Ce facem? Depinde ce le vindem românilor. De aici plecăm. Okay. Dacă ne uităm la toate televiziunile din România, asta vând. În România e circ, groază, instabilitate, hoție și așa mai departe. Mi se pare normal. Pentru că să știți că toate țările trec prin situații dificile, mai ales în aceste perioade de criză, așa cum ați amintit. Toate țările. Fiecare român, fiecare cetățean din lumea asta are povestea lui. Fiecare dintre noi are povestea lui. Majoritatea lor au plecat datorită situației economice și pentru că și-au dorit mai bine. Nu neapărat că nu se putea trăi în România. Sunt unii astăzi, o să citesc două țări sau trei, Spania, Italia, Portugalia, care 30-40% dintre ei trăiesc mai rău ca în România. Au salarii mai mici decât în România, decât ar putea câștiga în România. Încă nu am deschis acest dialog cât ar trebui cu ei ca să înțeleagă că se poate și în România. Și vă mai spun ceva, trebuie mult curaj să te întorci acasă. Știți de ce? Pentru că pentru dezrădăcinare trebuie curaj să pleci de acasă. Să te întorci, cred că trebuie mai mult. Pentru că omul prinde rădăcini acolo unde el muncește. Și-a creat o casă, și-a cumpărat, are rate. Are copiii la școală, are o altă viață, o nouă viață. Și nu neapărat că nu-i place guvernul României sau nu-i place, Metropola TV sau altceva, nu vine în România. Nu vine în România pentru că și-a făcut un mod de viață. Datoria noastră, statului român, guvernul României, este să creăm acest dialog. La acest dialog lucrăm. De aceea sprijinim comunități românești, biserici din afara granițelor și nu numai. Să știți că... Eu sunt plăcut surprins să văd că românii se regăsesc și sunt acasă acolo unde trăiesc ei. Franța, Germania, Italia și sunt acasă. Ne lipsește tuturora casa, masa, pământul, familia, apropiații. E clar că ne lipsește. Dacă venim acasă după 30 de ani, eu trăiesc din 1992 în Franța. Uh-huh. După 30 de ani, dacă venim acasă, ne lipsește acolo. E firesc. Pentru că obișnuința e a doua natură.
E firesc, e din ale firii. Acum, noi nu trebuie să ne ducem în zonă. Sigur că dacă asta vindem la televiziuni și oamenii care se uită de acolo, că pe internet se uită și se văd toate televiziunile din România și vede circ și vede ce se întâmplă, ce bun, dar sigur nu, e nesiguranță. Nu, vreau să vă spun ceva. Nu e mai nesigură țara România decât Franța, nu e mai nesigură țara România decât Germania. Nu vă supărați. E o realitate ce vă spun. Spun acest lucru din prisma unui om care a criticat, întotdeauna, nu doar a mersului pe stradă, care a criticat întotdeauna politicile din România. Și de ce le-am criticat? Pentru că mi se pare că se poate și altfel. Ei, am ajuns să înțeleg că sunt multe contrante și multe situații care nu se pot gestiona altfel. Spunea domnia sa că sunt soție, amante... E foarte posibil. Să știți că sunt și în alte țări. Asta nu e ca o scuză. Sunt și în alte țări. Dar haideți să nu exagerăm, că nu cred că sunt doar soții și amante. Așa mă gândesc eu. Acum, n-am o statistică. Că dacă aș avea o statistică... Găsiți pe internet. Deci, este, dacă aș avea o statistică... Atunci e posibil să o probabil facem. Probabil că sunt anchete de presă. Acum. Nu, normal, dacă există o statistică, trebuie făcută și publicată. Trebuie să trăim în realitate. Se publicată, există. E regulă dacă s-a publicat. Dar să căutăm întotdeauna rău. Noi avem oameni politici care se duc afară, în afara granițelor și vorbesc rău de România. Asta se numește înaltă trădare, iertați-mă. Înaltă trădare. Păi cum să încasezi tu, iertați-mă, cum să încasezi tu bani de la stat, ești angajat și ești înalt demnitar al statului român, să te duci să vorbești, să scui pe statul român când ai ieșit dincolo de granița României. Sunt de acord cu asta, am vorbit și despre asta și în mai multe emisiuni, mai multe serii de emisiuni am discutat despre pe una de... Dar revenind la ce spunea Sorin, eu sunt revoltat că într-adevăr oamenii nu s-au dus de bine din România, foarte adevărat. Dar vă spune un om care a plecat în 1992, nu m-am dus de sărac din România. Nu eram bogat, dar părinții mei lucrau, aveau ce le trebuie și mai departe. Nu zic curiozitate, să văd și eu, sunt mulți ca mine. Pe urmă, sigur, m-am lovit cu greu, m-am lovit cu câte m-am lovit acolo, mi-am dorit să reușesc, să provez, să-mi demonstrez mie că se poate și așa mai departe. Sunt mulți oameni de acest tip. Acum, că ei se simt foarte bine și atunci când se întâlnesc cu Mircea Radu, pe care îl iubesc, că l-au văzut la televizor și le e drag și îl văd și cu lacrimi în ochi, îi spun m-aș întoarce mâine acasă, pentru că îi lipsește casa. Vă spun, se ridică părul. Asta era și clar să lipsească casa oricărui dintre noi. Dacă vă mutați de la Vâlcea la Satu Mare, după 7 ani de Satu Mare o să vă lipsească Vâlcea. Că e firesc să fie așa. E firesc. Da. Cu siguranță. Asta a fost întrebarea. Eu n-am blamat România. Nu, eu mi-iubesc țara, dar sunt aici. Am făcut școală în America și am plecat de acolo la ofertă de $25.000 pe lună cu 15 ani sau cu 20. Plus bonus, adică aveam, eram plătit cu peste 1 milion pe an. Am plecat, am venit în țară și am stat aici pentru că îmi iubesc țara. Nu, e vorba, instabilitatea nu poate nega nimeni. Întrebarea lui Mădălin a fost, de ce nu se întorc românii în țară? Și atunci am spus, dacă tu vezi că nu se pune preț pe valoare, pe școală, pe studii, pe muncă și pe tot, și se pune preț pe nepotisme și pe asta, de-aia nu se întorc românii în țară. Asta e o problemă foarte mare. Așa ceva se întâmplă peste tot, trebuie să corectăm acest lucru. Nu la care nivel. Nu, aici e corect. Hai să fim cinstiți când e vorba de statistici. Eu știu că dumneavoastră sunteți România are cel mai am... Nu, nici departe, credeți România niciodată. România are un statut mai privilegiat. Mie îmi place să spun lucrurile pe nume și să spun exact ceea ce văd. Numai puțin. Ziceam că potrivit statisticilor, România are unul dintre cele mai dezvoltate, cele mai numeroase aparate bugetare din toată Europa. Raportat la numărul populației. 1.350.000 de oameni. Deci din punctul de vedere e complicat. Avem 15.000 de instituții de stat. Nu știu dacă să le reorganizăm. Ați văzut că scoatem 200.000 de locuri. 15.000 de? Instituții de stat. 15.000 de instituții de stat. De instituții care controlează firme. Din care jumate nu știți să le pronunți numele. Dacă ți le spune 5 de le-ai uitat. Avem Institutul de Cercetare a Prelucrării Pânașchirei. Păi noi avem struncuri de când a plecat dânsul în Franța, de 92. Și au cheltuit 100 milioane într-un an de zile. Știi chestia asta? Oameni buni, haideți să le corectăm. Să criticăm continuu foarte ușor. Asta am făcut. Eu nu sunt la guvern să le corectez. Nu, deci adică eu vă corectez categoric. Eu nu v-am întrebat că sunt convins că aveați același clar că mai avem mult de muncă. E sunt convins că aveați același of, pentru că ați și spus, mult timp stând acolo, ați privit cu spre țară cu oarecare mânie. Critic, nu, sau critic, nu cu mânie. Dar Mircea spunea așa, eu cu Mircea spuneam așa, bă, ok, ce a fost, ce este, nu suntem mulțumiți de faptul că ni se schimbă taxele. Haideți să vă dau un exemplu foarte simplu. De ce nu beneficiem de experiența oamenilor din afară? Haideți să vă dau un exemplu foarte simplu. Nu vrem, de-aia. Nu e adevărat. Haideți să vă dau un exemplu foarte simplu. De când spunem nu vrem, la cine ne referim? Că e foarte important. Și vă dau un exemplu simplu. Agricultorii în România beneficiază de un sprijin din partea statului serios. Asta vreau să spun și nu vreau să mă duc mai departe cu o poveste, pentru că e o altă dezbatere. Da? Și cu
din acest punct de vedere, toți mari agricultori din România ies la televizor să plâng și scuipă pe statul român. Noi ne-am făcut o meteagnă din treaba asta. Și toți au făcut milioane de euro. Și vă fac o listă dacă doriți. N-am nimic cu ei, respect. Pentru că chiar muncesc cu oamenii. Micul producător sau mediu producător, mediu, nu știu. Avem mari producători în România, mulți. Și îi vedem la televizor că scuipă pe statul român, sunt nemulțumiți continuu. Primesc subvenții de la stat de milioane de euro la un anumit nivel. Sunt multinaționale care au primit în lezniri uriașe și care dau în judecată statul român acum. Dragii mei, am dat un exemplu simplu. Da. Adică o avem în sânge. Ok. Mă întorc la Mircea Radu. Bun. Haideți să construim. Aș vrea să mai văd niște imagini cu Mircea prin Europa. Da, vom vorbi despre asta, că mai avem și a doua parte a emisiunii. Și vreau să mă întorc la aceste experiențe, la orașele prin care ai trecut, la români, la business-urile pe care le au. Să-mi dai niște exemple de business-uri, pentru că e foarte important. Sunt orașele în Germania care arată minunat, dar înțeleg că ai fost peste tot. Anglia, Franța, Italia, Belgia, țările de jos. Și iată, revenirea lui Mircea Radu se întâmplă într-un context interesant în care între românii din interior și cei din afară, punțile încă nu s-au legat așa cum ar fi normal. În condițiile în care cei din afară trimit, așa cum spune domnul secretar de stat, și noi investim potrivit unei estimări aproape 20 de miliarde de euro anul. Da? Mi se pare inimaginabil să nu creăm aceste punți între noi și ei, pentru că se vor pierde toate aceste relații și copiilor și nepoților vor uita de țară și vor îmbogăți alte state. Rămâneți cu noi, ne revedem imediat.